Au mai rămas două zile până când probabil vom afla soluția la criza politică și guvernamentală din Italia. Miercuri, premierul Mario Draghi este așteptat în Parlament după ce președintele Republicii a respins demisia și l-a trimis înapoi în camere. Soluția președintelui a fost de a parlamentiza criza și de a-l obliga pe Draghi să găsească susținere în Parlament pentru a reface încă o dată majoritatea. Există astfel patru scenarii posibile pentru miercuri. Primul ar fi ca Draghi să refacă coaliția de guvernare care să-i ofere votul de încredere, asta după prezentarea unui nou program de guvernare, ipoteză care place în special Partidului Democrat și șefului statului. Însă, în afară de contorsiunile mișcării 5 stele, a căror sfârșit încă nu se întrevede, centrul dreapta, Liga Nordului și Forța Italia și-au exprimat deja opoziția față de menținerea alianței cu M5S după cele întâmplate. Cel de-al doilea scenariu ar fi ca Draghi, după întâlnirea de miercuri, să primească un nou mandat de la președinte pentru a-și forma o nouă echipă la guvernare, în jurul căreia să se formeze coaliția. Pentru cel de-al treilea scenariu, este posibil ca frâiele guvernului italian să ajungă în mâinile unei alte persoane, posibil un tehnocrat, precum Daniele Franco, ministrul economiei, sau Giuliano Amato, președintele Curții Constituționale. Acest scenariu are cele mai puține șanse de reușită pentru că atât partidele politice de la putere, cât și cele din opoziție, au declarat de mai multe ori că după Draghi nu ar mai exista decât soluția alegerilor anticipate. Aceste alegeri sunt de fapt cea de-a patra soluție posibilă. În condițiile în care Mario Draghi nu poate coagula o majoritate în Parlament, aceste alegeri sunt de fapt cea de-a patra soluție posibilă. În condițiile în care Mario Draghi nu poate coagula o majoritate în Parlament, acesta ar rămâne premier interimar până la organizarea unor noi alegeri în toamnă. Momentan, aceasta este ipoteza cu cele mai multe șanse de reușită. În politică însă, lucrurile se schimbă rapid și de acum până miercuri, când Draghi se va întoarce în cameră, lucrurile ar putea evolua într-o manieră diferită.